De sistemul medical din România, doi părinți din Covasna luptă acum cu statul pentru drepturile copilului lor bolnav. Băiețelul s-a născut cu o malformație la inimă și cu sindrom Down. Deși mama a făcut toate analizele, iar medicii au asigurat-o că bebelușul ei va fi perfect sănătos. După naștere, nici statul nu i-a ajutat, le dă atenție 33 de lei pe lună pentru gradul de handicap în care a fost încadrat copilul. Poate se vindecă de la sine, spun asistenții sociali. Sau te credi cochiu, rite șocoleni. Pare o simplă joacă. De fapt, e o încercare disperată de a salva acest copil. Izolați într-un orășel din județul Covasna, departe de centre specializate, părinții fac singur terapie cu David, fiul lor de 5 luni care suferă de sindromul Down și are malformații grave la inimă, probleme despre care n-a știut nimic în timpul sarcinii. Copil sănătos am așteptat. Soția a mers regulat, deci a aflat în ianuarie, ne-am gândit că este însărcinată, imediat s-a dus la doctor. Eu zic că doamna doctor a știut numai că n-a vrut să suferim. Au aflat adevărul de la o asistentă din spital. A fost într-o prăpastie foarte, foarte adâncă atunci, nu știu ce să facem. Asta pentru că vreme de 9 luni nimeni n-a suspectat nimic. El a ajuns la mine cam la 18-19 săptămâni. Triplu test am recomandat, rest n-am auzit nicio bănuare. Și în spitalul orășenesc din Baraolt s-au făcut analize peste analize, degeaba. Aici, aceeași întrebare trezește răspunsuri complet diferite. Sunt sigure? Da. Poate nu o să găsiți ginecolog care să vă spună, doamnă, nu e sigur, asta e adevărul, nu e sigur. În ultima perioadă, dar în zona Baraoltului, au fost 3 doamne care și-au făcut și controlele ecografice 3D, nu știu câte D-uri acolo, și testele Down și totul a ieșit perfect și copiii bolnavi. David e unul dintre ei, iar malformația la inimă îi agravează starea pe zi ce trece. Părinții au cerut ajutorul Serviciului de Asistență Socială ca David să primească terapie gratuită în primul an de viață. Reacția lor? Când s-a uitat pe dosar, a zis că e așa de frumos cum să acordăm gradul. Copilul a primit gradul 3 de handicap, același pe care îl primește, de exemplu, o persoană care și-a pierdut un deget. Explicația? La fel de halucinantă. Asistenții sociali așteaptă ca David să mai crească. Poate se face bine. Acele afecțiuni pot fi tratate pe cale medicamentoasă, poate găurelele se închid pe măsură ce trece timpul. Acum așteptăm. De obicei se vindecă de la sine. Soții Taco primesc de la stat 33 de lei pe lună, iar David e privat de ședințele gratuite de terapie, esențiale în primii ani din viață pentru un copil cu sindromul Down. Teama noastră cea mai mare este ce o să fie când o să fim noi. Că până suntem noi, facem cumva. Dar ce o să fie? Deci ar trebui să găsească, să fie și în țara noastră o soluție pentru ei. Părinții au decis să conteste în instanță decizia DGASPC Covasna. Nu s-a schimbat nimic însă. În prezența echipei observator, asistenții sociali s-au mai îmbunat și au vrut să dea dovadă de înțelegere. Am ajuns la concluzia să acordăm gradul 2 în loc de 3, datorită bunăvoinței comisiei, deci nu că legea acordă acest grad. Deci, datorită faptului că am lăsat de la noi, să spunem așa, între ghilimele, să acordăm acele bilete prin care părintele să aibă gratuitatea transportului, am spus, haideți să acordăm gradul 2. Medicii din Târgu Mureș au decis să-l opereze pe David în luna iunie, când copilul ar putea să-și primească drepturile.